Care este diferența, din punctul dumneavoastră de vedere, ca absolvent al cursului de master, între cursul de practitioner coach și cel de master coach? Dacă la practitioner coach am dobândit niște competențe, ca să spun așa, mai mult teoretice, pentru mine masterul a însemnat marele wow, da? Marea mea redescoperire și practic în master mi-am atins țelul pentru care am venit aici. Cum te vei folosi de expertiza nou obținută în cariera ta de acum înainte? Așa cum am reușit eu să îmi curăț interiorul de absolut tot ce este negativ și să capăt această libertate de a alege și a decide în viața mea și viața mea proprie, așa cum am descoperit esență de esență, de fapt, a întregului parcurs în Academia de Coaching, este, mă rog, depășirea zonei de confort, da? Pentru că succesul în viață vine fix din acest lucru. Depășirea zonei de confort. Deci așa cum am făcut eu, așa îi voi învăța și pe cei din jurul meu care își doresc acest lucru. Crezi că a meritat și investiția în cursul de master coach al Academiei de Coaching? Bineînțeles că a meritat investiția în, și nu vorbim numai de partea financiară, dar și cea de timp și cea energetică și absolut toate resursele pe care le-am adus aici la Academia de Coaching. Acum ești absolventă, deci altfel spus, îți iei soarta în propriile mâini și deja poți să decizi pentru tine. Înseamnă asta că drumurile al tău, respectiv cel al Academiei de Coaching și al Loredanei Latiș, se despart? Sau povestea merge mai departe? Nu, povestea merge mai departe. Loredana Latiș este un far, ca să spun așa, pentru noi toți. Eu simt că din negura nopții m-a adus la mal, iar ceea ce face ea cu foarte multă căldură și ceea ce mi se pare foarte important este că și formează la rândul ei astfel de faruri. Deci vom colabora în continuare, vom ține legătura pentru mari proiecte care abia încep în România să se dezvolte. Și încercăm să facem pui.